lucruri pentru care te-ai pregătit. Vedem foarte mulți oameni în jurul nostru, foarte mulți întreprinzători, așa zise întreprinzători, că au început să se rărească, care s-au apucat să-și facă afaceri din orice altceva în afară de ce el este pregătit. Este foarte important să faci ceea ce știi. Mai cu seamă, pentru că marea majoritate a oamenilor și-au făcut firme, mai mari sau mai mici, și vrea să o managerieze el. Eu, în teorie, accept și faptul că profesorul Achim, spre exemplu, că e aici în fața mea, ar vrea să nu mai predea la voi la școală și să-și facă vreo fermă de crescut pui. Ceea ce eu nu sfătuiesc, dar aș accepta, cu condiția să nu managerieze dumnealui. Să lase pe unul care să pricepe. Am mai sesizat și la alte universități faptul că foarte mulți profesori vă spun la școală, în timpul pregătirii voastre educaționale, profesionale, că veți deveni antreprenori. Eu vă rog să uitați treaba asta sau să o puneți pe palierul 2. Aș vrea să fiți mai conviși de faptul și să aveți disponibilitatea de a lucra la alții. Pentru că ceea ce am realizat noi câțiva de acum 25 de ani încoace, este exclus să mai realizați vreunul dintre dumneavoastră, pentru că nu mai parcurgeți aceleași etape, nu mai aveți aceleași oportunități. Deci astea sunt lucruri care se întâmplă odată la sute de ani într-o societate și nu mai pot să le realizez în fiecare zi. Nici eu, astăzi, cu toată experiența care o am, dacă ar fi să o iau de la zero, ce am făcut acum 25 de ani, nu mai pot să fac în aceeași perioadă același lucru. Pentru că nu mai trăiești aceleași etape, nu mai ai aceleași oportunități, nu mai sunt aceleași condiții în care te desfășori. Și atunci este bine să înțelegem că va trebui să lucrăm la alte companii, fie ele private, fie de stat, fie românești, fie străine și așa mai departe. Deci să nu cumva să credeți că e așa de simplu să devii antreprenor. Condițiile sunt foarte dure, foarte grele și cea mai grea condiție este de a avea bani. Sau de a avea de unde să iei, să știi să-i folosești și să-i dai înapoi. Cu dijmuiala de rigoare, pentru că nimeni nu ți dă moca, ți dă, îi dai înapoi toți și cu dobândă în plus.